Pentru că este vară, m-am gândit să vin cu un aperitiv pentru voi, super delicios, ingrediente puține, rapid de făcut, bineînțeles, cu ardei copți. Da, este sezonul ardeilor. Coacem ardei să-i mâncăm cu diferite mâncăruri sau chiar și simpli, sau mie, spre exemplu, plac foarte mult cu salată de vinete. Dar o variantă iar de aperitiv delicios cu ardei copți este această cremă de ardei copți cu brânză feta, delicioasă și cu usturoi. Așa că nimic nu se compară într-o zi din asta super toridă de vară cu acest aperitiv rece de la frigider, cu puțină pâine prăjită, cu o bere, cum îmi place mie să spun, doar zic și eu. Hai să ne apucăm de treabă. Pentru această rețetă avem nevoie de ardei copți, brânză feta, usturoi și cam atâta. Eu o să fac niște pâine prăjită cu ulei de măsline și cu oregano la cuptor, dar nu este musai, adică puteți să o lăsați pur și simplu așa și puteți să o mâncați cu nachos, cu chipsuri, cu absolut tot ce vă place. Primul lucru pe care îl fac, o să bag pâinea la cuptor, cum s-ar spune, să scap de ea. O așez frumos într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, îi adaug ulei de măsline, un pic de sare și oregano uscat. Partea grea la această rețetă am terminat-o, așa că o să mă apuc și de crema de ardei copți. O să tai câțiva ardei. Doi căței de usturoi, brânza feta o să rup așa cu mâna. Sare nu o să pun acum, o să pun la final, pentru că brânza oricum este deja sărată și nu vreau să sărez foarte tare preparatul. Ulei de măsline, piper. Tot ce avem nevoie este de un blender din acesta sau cu cană. Important e să blenduim foarte, foarte bine această compoziție. Am blenduit bine, bine, bine de tot crema de ardei copți. Mamă, este atât de bună, nu vreți să știți cât de bună am putut să iasă. Trebuie neapărat să încercați această rețetă. Pâinea este gata și ne apucăm de mâncat, bineînțeles. Simplu, rapid, ingrediente puține și, cel mai important, super fresh de vară, da? Putem să mâncăm această cremă de ardei copți cu brânză feta, cu chipsuri, cu nachos. Putem chiar să o folosim la un sos pentru friptură sau ca atare efectiv. Cred că putem să o mâncăm și ca o supă cu lingura rece, ca un fel de gazpacho, să spun așa. Eu vă urez poftă bună și dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.